Un bărbat de 37 de ani este primul pacient infectat cu virusul COVID-19, care a fost declarat vindecat de autoritățile sanitare din județul Botoșani, se arată într-o informare transmisă de instituția prefectului. Este vorba de un bărbat de 37 de ani cu patologie pulmonară preexistentă, care a fost externat în cursul zilei de luni. Acesta a fost internat pe secția de infecțioase a Spitalului Județean, manifestând o formă medie a bolii COVID-19, iar în urma tratamentului administrat conform protocolului, acesta a fost declarat vindecat. La nivelul județului Botoșani au fost confirmate cu COVID 98 de persoane, dintre care 48 sunt medici, asistente sau infirmiere din cadrul blocului central al Spitalului Județean de Urgență. Oficialii instituției prefectului susțin că angajații spitalului lucrează pe secțiile anestezie, terapie intensivă, diabet, chirurgie și cardiologie. Până în prezent, la Botoșani au fost înregistrate 2 decese.